Organizația Femeilor Liberale din Mehedinți promovează învățământul profesional dual. În noul proiect PNL își propune să le vorbească în primul rând elevilor și părinților despre această formă de învățământ, ce combină învățarea la locul de muncă într-o companie cu educația și formarea profesională într-o unitate de învățământ, cu scopul de a obține o calificare profesională concomitent cu oferirea posibilității continuării studiilor. Este o colaborare între unitatea de învățământ, care are clase pentru învățământ profesional dual, și un agent economic din orașul respectiv. Deci acest învățământ dual combină pregătirea profesională ce se organizează de agentul economic și pregătirea de unitatea de învățământ. Se adresează elevilor clasei a 8-a, care nu reușesc să urmeze un liceu, și în plus elevilor din mediul rural și chiar din mediul urban, deci nu este o regulă. Ideea este că după ce termină acești 3 ani de învățământ, acești elevi se pot angaja la unitatea respectivă, pe baza unui contract de muncă, sau pot să urmeze după aceea cei 2 ani de liceu să-și dea examenul de bacalaureat. Proiectul pilot al femeilor liberale include întâlniri și discuții cu autoritățile locale și județene, cu Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, dar și cu diverse agenții economici de pe raza județului. Organizația de femei intenționează să facă întâlniri la nivel local cu aleși locali, cu Inspectoratul Școlar Județean, cu școlile, nu în ultimul rând cu elevii și părinții aceștia, pentru a informa exact avantajele acestui învățământ profesional dual. Acești elevi o să beneficieze de o bursă de 200 de ron de la Ministerul Învățământului și 200 de ron de la agentul economic care face contractul cu unitatea de învățământ. Școlile de meserie au fost desființate în România în anul 2008. Conform statisticilor, numărul celor care au urmat cursurile la profesional a scăzut foarte mult în doar 3 ani. În plus, agenții economici anunță că nu găsesc meseriași pentru angajare. A fost o decizie de închidere a școlilor de meserie în perioada anului 2008, iar în doar 3 ani de zile, așa este statistica făcută, numărul celor care s-au înscris la școala profesională a scăzut de la 189.000 la nivelul anului 2008 la undeva aproximativ 12.000 de elevi în anul 2011, numai 3 ani de zile. Deci iată că în această perioadă învățământul profesional s-a degradat continuu și constant. Astfel, având în vedere că n-au mai existat o bună parte de timp școli de meserie în România, a rezultat o desincronizare evidentă a pieței muncii cu specialiști în domeniu, în ciuda nevoii crescute de forță de muncă. În prezent, putem spune tot la fel statistic, pe date oficiale, că aproximativ 65% dintre angajatori declară faptul că au probleme în a găsi meseriași pregătiți pentru domeniile pe care le scot la concurs pentru a fi ocupate spre angajare. De asemenea, datele Eurostat arată că în prezent România se află mult în urma tuturor celorlalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește mecanismul de finanțare al învățământului profesional. Despre avantajele învățământului profesional și în special învățământului dual am discutat mai devreme. Inclusiv Partidul Național Liberal la nivel central a organizat ieri la Palatul Parlamentului o dezbatere publică împreună cu reprezentanți specialiști ai CDU, Partidul de Guvernământ din Germania, unde a luat ființă acest învățământ dual, exact pentru a găsi mecanisme concrete de aplicare a acestui învățământ care reprezintă viitorul în ceea ce înseamnă pregătirea noilor meseriași pentru piața muncii. La nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, doar liceul Aut oferă învățământ profesional dual. La noi, la nivel local, avem pentru anul școlar 2018-2019 o singură unitate de învățământ profesional care a intrat în acest sistem dual și mă refer la liceul Auto, care are 28 de locuri specializare sudor și 28 de locuri specializare lăcătuși și construcții metalice, toate acestea în asociere cu SCS Vernav SA. Problema care se pune aici, în acest sistem de învățământ dual, este că dispozițiile legale sunt de așa natură încât nu garantează angajatorului sau persoanei care urmează după ce pregătește 3 ani de zile un elev, nu garantează faptul că acel elev va lucra în compania care i-a plătit școlarizarea, ci există riscul ca acel elev fie să se ducă la altă companie, fie să plece în străinătate.
De aceea, din acest punct de vedere, vor studia foarte atent legislația și inclusiv la nivel parlamentar, prin deputatul de Mehedinți, Virgil Popescu, vom încerca chiar o modificare legislativă, o propunere legislativă, astfel încât elevii să aibă o mică perioadă după terminarea școlii, astfel încât să trebuiască să lucreze la acel angajator care i-au plătit școlarizarea, astfel încât să putem contribui în mod eficient la dezvoltarea învățământului profesional. Legea învățământului profesional dual a fost adoptată de guvernul Dacian Cioloș pe un proiect de lege inițiat de deputatul PNL de Sibiu, Raluca Turcan.